Bravo! Salut, copii! Salut! Vreau să vă întreb, dacă nu aveți bicicletă și doriți să traversați stradă, ce trebuie să faceți? Ce ar trebui să faceți? Când suntem cu biciclete, traversăm strada, ne coborâm și traversăm la verde. La culoarea verde. Dar cum traversăm? Adică cum ținem bicicleta? Poți să mereți. Așa, da? Deci coborâm de pe biciclete. La care semnal al semaforului? Verde. La verde. Hai să vedem ce semnal avem acum. Verde. Verde. Trecem? Hai. Hai, copii, mai repede. Hai. Hop, încet. Bravo. Hop. Super. De aici putem să ne urcăm, da, tata? Da. Bine. Dar David a rămas la care culoare? La roșu. Deci, încă o dată. Copii. Teo. Ce trebuie să le zicem la copii? Copiii trebuie să zicem să nu alergăm când nu suntem de mână, când nu avem biciclete. Așa. Deci bicicleta trebuie să ne coborâm de pe bicicletă atunci când trecem stradă, așa? Da. Ia să vedem David o să treacă. Cum l-a învățat? Da, dar el fuge pe treceri de pietoni, corect? Nu. No. David? Da. Dar se poate de fugit pe treceri de pietoni? Da. Da? Când e verde. Nici când e verde, să știi. De ce? De ce? Pentru că nu poate să te vadă toate mașinile. Câteodată poate să nu te vadă toate mașinile. De ce trebuie să mergi încet? Așa, ca meu. Da. Bine, mulțumim, copii. Hai.